Astăzi am pregătit rață la cuptor. Haideți să vă arăt cum am făcut-o și ce am folosit. Pentru început luăm o rață. Să aibă în jur de 2 kg jumate bucată. O vom pârli și o pregătim pentru a o pune la fiert. Fierbem rața o oră, oră și 10 minute ca să aibă o carne mai moale. Vom fierbe rața cu ceapă, portocală, lămâie, anason, sare și piper să pună fiecare după gustul lui. Pentru compoziția în care o să băgăm rața la cuptor, voi folosi portocală, lămâie, muștar, miere și usturoi. Stoarcem lămâile cu portocalele și vom amesteca compoziția. Voi pune și puțin suc de rodii. Pentru un gust mai aparte, voi folosi și puțin suc de roșii, amestecat cu puțin busuioc și usturoi. Acum e timpul să masăm rața cu compoziția rezultată. Vom repeta procedeul pe ambele părți ale rații. E timpul să băgăm rața în cuptor pentru 60 de minute la 200 de grade. Preparatul este gata, vă urez poftă bună și spor la treabă!